Vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem invitat în studio pe pastorul Cosmin Avram, pe care doresc să îl salut cu bucurie și să-i spun bun venit la emisiune. Mulțumesc, bine v-am găsit! Aș vrea să vă reamintesc faptul că în cadrul acestei emisiuni ne propunem să parcurgem cărți ale Noului Testament scrise de Apostolul Pavel în mod special și suntem într-un serial început pe marginea epistolei scrise către Efeseni. De data aceasta ne vom opri la capitolul al doilea, de la versetul 11 la versetul 18, este pasajul pe care îl vom avea în atenție și în discuție și am să-l rog pe invitatul nostru din cadrul acestei emisiuni să citească aceste cuvinte, acest pasaj pe care l-a scris Apostolul Pavel pentru a-l avea proaspăt în mintea noastră în timpul emisiunii. Da, mulțumesc și privind la Cuvântul lui Dumnezeu, citim așa cum era menționat din Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 11, cuvânt al Domnului care spune așa: De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Cred că nu greșim dacă spunem că pasajul pe care l-am citit din Efeseni capitolul 2 este unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Bibliei, pentru că abordează o tematică foarte importantă și anume aceea de împăcare și de a avea pace. M-am gândit la faptul că una dintre trăsăturile naturii umane păcătoase este tocmai aceea de a ridica bariere, de a crea separare între persoane, între națiuni și între familii în multe direcții. Și iată, cuvântul din ziua de astăzi ne vorbește tocmai despre soluția aceasta a împăcării, ținând cont și de faptul că, iată, și în vremea noastră pacea este un lucru pe care toți oamenii îl caută. Da, versetele 11 și 12 în mod deosebit arată starea pe care au avut-o oamenii fără Hristos până când a venit Domnul Iisus Hristos și referința fiind făcută direct la neamuri, mulțimea oamenilor care erau orice altceva decât parte din poporul lui Dumnezeu. Și aici apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, face câteva afirmații legate de ceea ce a însemnat viața omului în mod particular și viața neamurilor în general până la venirea Domnului Iisus Hristos. De fapt, versetul 11 scoate în evidență ceea ce am putea numi modul în care se raportau evreii la neamuri, modul în care evreii priveau pe neamuri, spunând: de aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur
și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, în ultima instanță, vrea să spun apostolul. Adică era un fel de dialog între neamuri și iudei, neamurile se numeau, îi numeau pe evrei într-un fel, evreii numeau pe numeau neamurile ca răspuns oarecum la ceea ce li se aducea lor ca și denumire din punctul neamurilor de vedere și a evreilor. Neamurile, versetul 12, aveau câteva neamurile ca și grupare, ca și entitate, purta câteva caracteristici. În vremea când erau fără Hristos, spune apostolul Pavel, erau fără drept de cetățenie în Israel. Erau străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume, dar am putea spune că erau în lume, adică străini de ceea ce înseamnă viața lui Dumnezeu. Priviți în felul acesta, oamenii care făceau parte dintre neamuri erau disprețuiți de evrei, erau oameni care, din punctul lor de vedere, nu aveau nicio șansă, nicio speranță, nu aveau nici o nădejde. Modul în care evreii îi priveau pe oamenii dintre neamuri și disputa aceasta între cei doi a reprezentat unul dintre aspectele pe care Dumnezeu, prin Hristos, a vrut să le rezolve. Și lucrul acesta s-a făcut. Dar cred că ar fi bine să încercăm să trecem succint prin toate aceste caracteristici care sunt enumerate de cu siguranță. Cu siguranță o să ne oprim la fiecare din aceste expresii, pentru că mă gândesc la cel care citește pentru prima dată pasajul acesta, își poate pune anumite întrebări. Ce vrea să spună apostolul Pavel, de exemplu, fără drept de cetățenie în Israel? Și celelalte exprimări pe care le are el în pasajul acesta. Mă gândeam la modul în care apostolul Pavel construiește argumentul lui în partea teologică a epistolei, pentru că noi suntem în prima parte a cărții și știm că Efeseniul este împărțit în două mari secțiuni. Primele trei capitole, care au o încărcătură doctrinară, ca să spunem așa, foarte consistentă, și ultimele trei capitole, care au o valoare pragmatică sau practică. Noi suntem așa într-o perioadă în care, în general, oamenii, mă refer la cei care fac parte din adunare, din biserică, nu prea le place doctrina. Eu am auzit multe persoane care spun sau gândesc că sunt interesate doar de latura practică sau pragmatică a vieții. Și mă gândesc că nu este un lucru întâmplător faptul că apostolul Pavel, iată, așează la începutul cărții această temelie doctrinară, nu ca să-i plictisească pe efeseni, ci pentru că el are un scop în mintea lui. Putem elimina din viața creștină învățătura, doctrina? De fapt, scrierile apostolului Pavel în general păstrează oarecum acest fel de a structura orice scrisoare pe care a scris-o apostolul Pavel. Așează la început partea de învățătură, partea de doctrină, partea dogmatică și apoi ca urmare a învățăturilor date, partea practică încununează și exemplifică oarecum. E o consecință directă. Da, o consecință directă. Nu se poate să avem o viață practică sănătoasă fără o doctrină sănătoasă. Nu se poate să perseverăm în trăirea practică a învățăturii Sfintelor Scripturi dacă nu ne însușim aceste învățături într-o primă fază. Ori apostolul Pavel știa foarte bine lucrul acesta, având călăuzirea și inspirația prin Duhul lui Dumnezeu. Cred că nu este potrivit din partea noastră, oricine am fi astăzi, să accentuăm mai mult o parte sau cealaltă. Este înțelept să păstrăm acest echilibru pe care foarte frumos apostolul Pavel ni-l prezintă în scrisorile adresate bisericilor sau slujitorilor cărora le-a scris în vremea în care
s-a făcut canonul biblic. În capitolul 2, el începe prin a descrie starea omenirii în general ca fiind o stare de cădere în păcat, o stare de depărtare de Dumnezeu. Și după ce prezintă lucrurile oarecum așa în general, merge la concret și se oprește în mod special la starea pe care neamurile o aveau înaintea lui Dumnezeu până la venirea Domnului Hristos în lumea noastră, în mod special atunci când vorbim despre jertfa de la cruce. Nu greșim dacă spunem că cuvântul cheie care descrie, de exemplu, neamurile este cuvântul fără. Sau cum se spune în afară, să fii un outsider. Uh-huh. Și din acest punct de vedere, el exemplifică de ce neamurile erau considerate în afara anumitor lucruri esențiale, lucruri pe care de altfel poporul Israel le-a avut. Și putem vorbi despre anumite aturi pe care poporul sfânt le are din acest punct de vedere. Da. De fapt, cred că ar fi bine să menționăm și faptul că teologul John Stott spune, folosește termenul de alienare, vorbind despre această imagine a neamurilor, fără Dumnezeu, separați de poporul sfânt, de poporul Israel. Acest termen de alienare avea în vedere viața de străin față de Dumnezeu și viața de străin față de poporul lui Dumnezeu pe care o trăia neamurile. Și așa cum reiese explicit din versetul 12 al capitolului 2 din cartea Efeseni, se repetă în mod frecvent acest fără drept de cetățenie în Israel, străin de legamentele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume, fără Hristos. Acest fără arată această idee de din afară, înstrăinați, separați. Și privind la o asemenea stare, Dumnezeu a avut în vedere că acest fără să dispară. Și alături de poporul lui Dumnezeu, Israel, și neamurile să poată să aibă pe Hristos, să poată să fie în cunoștință de legămintele făgăduinței, să aibă nădejde, să fie cu Dumnezeu și chiar trăind în lume să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Poate că e bine să specificăm modul în care ne propunem să abordăm pasajul acesta, pentru ca cei care ne urmăresc în cadrul emisiunii să poată înțelege mai ușor structura abordării sau a modului în care vrem să ne apropiem de textul acesta. Și ne propunem în mod special să ne concentrăm în prima parte la expresia aceasta ce înseamnă fără Hristos. Pentru că toate celelalte exemple se subordonează oarecum acestei expresii. Și nu vrem să insistăm cel mai mult pe ce înseamnă viața înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cred că în orice mărturie pe care o aduce un om credincios, accentul trebuie să cadă mai mult pe ceea ce s-a întâmplat de când l-a cunoscut pe Dumnezeu și de la momentul întâlnirii personale cu Dumnezeu. Fac o mică paranteză aici spunând că am auzit persoane care relatau viața lor fără Dumnezeu și ce a însemnat momentul lor de convertire, întâlnirea lor cu Dumnezeu în lumea aceasta. Și unii dintre cei care relatau asemenea convertiri puneau foarte mare accent cu foarte multe detalii ce au făcut ei când nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și uneori poate că trei sferturi din mărturie se concentra pe latura aceasta și poate că rămânea un sfert în a arăta ce s-a întâmplat în viața lui din momentul întâlnirii cu Domnul. E normal să fie așa? Nu cred că e normal să fie așa. Viața fără Dumnezeu nu este ceva care face cinste celui care o trăiește. Viața fără Dumnezeu, faptele pe care le poate face și le fac oamenii care
trăiesc fără Dumnezeu, nu sunt fapte cu care noi trebuie să ne lăudăm după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. E adevărat, sunt parte din viața noastră, din viața oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar odată ce am intrat în legământ cu Dumnezeu, odată ce trăim în Hristos, odată ce trăim cu Dumnezeu în lume, accentul și frumusețea vieții noastre stă în ceea ce Dumnezeu face pentru noi, în ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața noastră și schimbă în viața noastră. A accentua mai mult ceea ce am făcut noi fără Dumnezeu înseamnă a ne scoate oarecum pe noi în evidență și a lăsa în umbră pe noi, a pe scoate Domnul. În evidență lucrările celui rău care le-a făcut în viața noastră și a umbri de fapt ceea ce Dumnezeu face actualmente în viața noastră. Cred că este important să acordăm cinste lui Dumnezeu prin modul în care mărturisim ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, accentuând lucrările lui Dumnezeu, accentuând minunile lui Dumnezeu în viața noastră, făcând referire succint și la felul de viață din trecut, când eram fără Dumnezeu, dar este foarte important să lăsăm pe Dumnezeu să strălucească. Noi să fim ca și lutul acela prelucrat de Dumnezeu și să lăsăm pe olar să strălucească prin mărturiile lucrările lui Dumnezeu în viața noastră. Perioada aceea în care nu l-am cunoscut pe Dumnezeu este numită de Apostolul Pavel fără Hristos și spune el că a fi fără Hristos în vremea aceea însemna să fim fără drept de cetățenie în Israel. Ce vrea să spună cu asta sau de ce era așa de important să ai cetățenie în Israel? Putem spune că națiunea lui Israel era o națiune mai deosebită decât alte popoare? Da, națiunea lui Israel era poporul pe care Dumnezeu l-a ales să-l reprezinte pe el pe pământ. Era poporul pe care Dumnezeu într-un mod deosebit l-a călăuzit, a fost cu el, l-a pedepsit când a fost cazul, când a fost nevoie. Există un legământ, o legătură, o relație deosebită între Dumnezeu și poporul Israel. Israeliții se socoteau privilegiați și în raportul pe care îl aveau cu neamurile, ei priveau neamurile într-un mod foarte disprețuitor la un moment dat. Dacă îmi permiteți, aș vrea să aduc un citat din preluat de John Stott în cartea Noua societate a lui Dumnezeu, dar este preluat într-un comentariu al lui William Barclay, vorbind despre modul în care iudeii se raportau la neamuri. Și spune așa: iudeii aveau un imens dispreț pentru neamuri. Neamurile, spuneau iudeii, au fost create de Dumnezeu ca să devină combustibil pentru focul iadului. Dumnezeu, spuneau ei, dintre toate națiunile pe care le-a creat, iubește numai pe Israel. Era chiar împotriva legii să întinzi o mână de ajutor unei mame dintre neamuri aflată în durerile nașterii, pentru că aceasta ar fi însemnat pur și simplu aducerea pe lume a încă unui neevreu. Până la venirea lui Hristos, neamurile erau un obiect de dispreț pentru iudei. Bariera dintre ei era absolută. Dacă un băiat evreu se căsătorea cu o fată neevreică sau dacă o fată evreică se căsătorea cu un băiat neevreu, era făcută o înmormântare simbolică pentru acel băiat evreu și acea fată evreică. Un asemenea contact cu neamul era echivalent cu moartea pentru ei. Se poate vedea aici ce separare exista între cele două entități. Pe de o parte, națiunea israelită, pe de altă parte, tot ce înseamnă neamuri, adică orice alt popor în afara poporului evreu. Mă gândesc la atitudinea pe care au avut-o ei, aceea de a-i disprețui pe ceilalți. Este adevărat că ei au fost aleși de Dumnezeu să fie poporul lui Dumnezeu, dar Biblia spune că alegerea s-a bazat nu pe meritele lor, ci alegerea s-a bazat pe harul lui Dumnezeu.
a fost hotărârea lui Dumnezeu ca națiunea evreilor să fie aleasă ca un popor deosebit între alte popoare. Dar întrebarea mea era, sau este, asta a fost intenția lui Dumnezeu ca evrei să se uite de sus la ceilalți? Nu. Sau ce a avut Dumnezeu în atenție sau în scopul lui când a ales acest popor să fie altfel sau diferit între celelalte popoare? Când Dumnezeu a început planul acesta cu poporul Israel, de fapt, el nici nu exista ca și națiune. Că la început l-a ales pe Avram, un singur om. Și lui Avram i-a promis Dumnezeu, voi face din tine o națiune mare. Și totul lui Avram i-a spus, te voi face o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Dumnezeu avea în vedere să binecuvinteze pământul întreg prin Israel, dar ei au interpretat greșit favoarea ce li s-a făcut și au vrut să țină doar pentru ei ceea ce Dumnezeu de fapt avea în vedere pentru toate națiunile pământului. Și lucrul acesta Dumnezeu a avut în vedere să îl reașeze după planurile pe care le-a avut inițial, atunci când l-a ales pe Avram, din el să fie o națiune, să crească o națiune mare, ca mai apoi națiunea aceasta să reprezinte o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Apare și expresia străin de legămintele făgăduinței. Deci, pe de o parte, fără drept de cetățenie în Israel și străini de legămintele făgăduinței. Da, între Israel și Dumnezeu a fost un legământ. În baza acestui legământ, Dumnezeu a promis lui Israel binecuvântare, a promis lui Israel lucruri deosebite și în același timp, în baza acestui legământ, Israel avea anumite obligații față de Dumnezeu. Neamurile nu aveau a face cu acest legământ, nu aveau a face cu promisiunile care derivau din acest legământ între Dumnezeu și Israel. Asta este ceea ce cred că avea în vedere Apostolul Pavel când a scris faptul că oamenii aceștia, neamurile, erau străini de legamentele făgăduinței. Există o atitudine ostilă față de națiunea lui Israel, atitudine cunoscută sub numele de antisemitism. Și trăind o perioadă în Statele Unite, nu? Cam 10 ani. Aproximativ 10 ani. 10 ani ai stat acolo. Cu siguranță ai remarcat probabil mai evident decât poate în Europa sau în România faptul că chiar creștinii se împart în cel puțin două atitudini față de națiunea lui Israel. Sunt unii care se roagă pentru Israel, sunt unii care au în atenție și își doresc ca Dumnezeu să-și reverse îndurarea prin convertirea evreilor în vremea aceasta, dar există și o anumită latură a creștinismului care spune evreii nu sunt cu nimic diferiți decât ceilalți și chiar înclină oarecum balanța către atitudinea aceasta ostilă lui Israel, ținând cont și de contextul actual din Orientul Mijlociu. Mă gândeam la ce spune Apostolul Pavel în Romani 9, începând cu versetul 1. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin, zice Apostolul Pavel. Unde ar trebui să ne clasăm noi, raportat la acest popor, care, iată, Biblia spune că este diferit între popoare? Da. Adevărat este ce ați menționat mai devreme, faptul că
chiar între creștini este această diferență de opinie, de diferență de a se raporta creștinii la națiunea lui Israel. Pentru o parte dintre creștini este această raportare exact așa cum se raportează la toți ceilalți oameni. Oameni care sunt fără Hristos, pentru ei sunt egali. Nu contează dacă sunt din Israel sau dintr-o altă națiune. Pe când eu cred că noi ar trebui să ne raportăm la Israel așa cum consider eu că ne învață Sfânta Scriptură. Să-l privim până la capăt ca pe poporul ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a încheiat încă lucrarea în națiunea lui Israel. Dumnezeu va desăvârși ceea ce a început și în Israel, după cum Dumnezeu va desăvârși prin Iisus Hristos și ceea ce a început între neamuri. Dar acum este timpul acesta când înțelegem din ce scrie Apostolul Pavel și în Cartea Romani, din care ați citat, este vremea în care atenția este îndreptată spre lucrarea între neamuri. Vine vremea când, din nou, Dumnezeu va continua ceea ce a lăsat nefinalizat în lucrarea în poporul ales, în poporul Israel. Noi, zic eu, consider că trebuie să ne raportăm la ei într-un mod în care să le acordăm totuși favoarea acestui statut pe care ei îl au. Poporul ales al lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru Israel, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, să într-un final vom vedea și mai târziu că cei doi au fost făcuți una prin Iisus Hristos, neamurile și evreii într-un final vor ajunge să fie cu Dumnezeu prin Hristos, pentru că acesta a fost planul pe care l-a pus Dumnezeu în desfășurare și care este în desfășurare și ai amintit că în momentul de față Dumnezeu are un plan cu biserica și vine vremea când Dumnezeu se va reorienta către Israel în planul său. Îmi aduc aminte că există o cântare în România care zice așa, e scris că harul de la neamuri se va lua, ceva în genul acesta. Și eu m-am gândit uneori, unde scrie lucrul ăsta în Biblie? Că eu n-am găsit lucrul ăsta. Sincer, și eu m-am întrebat și nu am găsit o bază biblică pentru cântarea asta. Sincer. Acum, probabil că mai sunt și alte cântări. E mai mult o abordare populară, dar care pleacă de la o interpretare greșită a unui verset tot din Romani, unde se vorbește despre numărul deplin al neamurilor. Și de aici ar fi o întreagă discuție care nu face obiectul emisiunii noastre în ziua de astăzi, referitor la posibilitatea mântuirii când biserica nu va mai fi în lumea aceasta, va fi răpită, dacă pot și vor avea posibilitatea oamenii să se mai întoarcă la Dumnezeu după momentul acela. Eu cred că da. Nu e momentul ca să aduc argumente în direcția aceasta, ci vreau să ne reîntoarcem la discuția noastră, unde Apostolul Pavel vorbește despre a fi fără nădejde, fără Dumnezeu, a fi în lume. Cu îngăduința ta, aș vrea să fac un mic comentariu legat de cântarea aceasta. Deci, din punct de vedere biblic, nu văd bazată pe învățătura Sfintelor Scripturi cântarea aceasta, pentru că exprimă ideea că harul se ia de la neamuri în mod treptat. Ori, atâta vreme cât e har pentru neamuri, pentru biserică, e har, nu e mai puțin sau mai mult. Acesta este un aspect care ar trebui să îl avem în vedere. Câtă vreme există biserica pe pământ, până va fi răpită, există har pentru orice om să facă parte din biserica Domnului Iisus Hristos, să fie mireasa Domnului Iisus Hristos. Nu există o doză de har mai mică sau o doză de har mai mare, sau pornind de la o doză mai mare de har, tot mai puțin, tot mai puțin, tot mai puțin, până ajungem la, să spunem așa, o epuizare a harului lui Dumnezeu. Aș sugera oarecum, acum fructificând ocazia aceasta, să... O corectare a strofei, că e vorba doar de o strofă. Și a strofei acesteia și altor cântări care le mai avem noi în repertoriul nostru, care noi ne dorim să cântăm
lui Dumnezeu, dar bazați pe ceea ce ne învață Sfânta Scriptură și să fim... Iată, ne întoarcem la o idee pe care am enunțat-o mai la începutul emisiunii, importanța cunoașterii doctrinare. Chiar cei care au darul acesta de a compune cântări, dacă nu au o bază a învățăturii pe care să clădească cântările respective, ne putem trezi la un moment dat cu afirmații care să sune frumos, care să pară interesante, dar când le iei la o analiză mai detaliată, să-ți dai seama că, de fapt, nu prea găsești suport biblic pentru unele afirmații făcute. De aceea subliniem importanța cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu este foarte important, să citim și să înțelegem ceea ce ne învață Dumnezeu prin cuvânt și apoi în sfaturile noastre, în învățăturile noastre, în predicile noastre, în cântările noastre, noi trebuie să avem ca și bază ceea ce ne învață Scriptura. Apoi practica vieții noastre de asemenea trebuie să fie o dovadă a faptului că avem o bază bună a doctrinei, a învățăturii Sfintelor Scripturi. Îmi dau seama că timpul trece foarte repede și înainte de a trece la partea a doua, ce înseamnă viața după întâlnirea cu Hristos, lucruri pe care le regăsim în pasajul pe care le-am citit, poate că ar fi bine să concludem partea aceasta referitoare la ce înseamnă viața fără Dumnezeu, amintind acolo fără nădejde, fără Dumnezeu în lume, ca o consecință a celorlalte menționate înainte. Da, deci fără drept de cetățenii în Israel și străini de legămintele făgăduinței, toate așezate sub ideea fără Hristos, aduce lucrul acesta câteva consecințe și le regăsim din nou în versetul 12. Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, dar putem să punem acel fără și înainte de expresia în lume. Să fie fără Dumnezeu, dar să fie în lume. Fără nădejde înseamnă că fără Domnul Iisus Hristos nu există nici o speranță, nici pentru viața aceasta, dar nici pentru o altă viață. Ori noi știm că viața aceasta nu este totul pentru existența noastră, este doar o formă de existență. După ce terminăm viața noastră pământească, intrăm într-o altă formă de existență, într-o altă dimensiune a existenței pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru ființa umană. Ori fără Hristos nu există nici o speranță, nici o nădejde pentru, nici pentru viața aceasta, dar nici pentru dimensiunea aceea de existență pe care omul o poate avea cu Dumnezeu după ce trece din viața aceasta pământească. Popoarele, oamenii au avut filozofie, au avut religie, au avut tradiții, însă toate acestea îl lasă pe om cu sentimentul unei inimi goale. Tradițiile se pierd în timp, religia fără Dumnezeu, fără Hristos, n-are nicio putere. Și din acest punct de vedere, cuvântul ne spune că a fi fără Hristos, de fapt, în ultimă instanță, când te uiți la existența omului, viață și moarte, rezultatul este că omul fără Dumnezeu nu are nicio nădejde. Așa este. De fapt, dincolo de existența noastră pământească, noi ca oameni, când ne naștem pe pământul acesta, noi nu vom mai înceta să existăm vreodată. Vom continua existența noastră, numai că dincolo de viața aceasta pământească, dincolo de pasul pe care noi îl numim moarte, omul trece într-o dimensiune de existență, o dimensiune a existenței noastre care este împărțită în două. Oamenii vor putea să fie, să continuă să existe dincolo în veșnicie cu Dumnezeu sau să continuă să existe dincolo în veșnicie fără Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi, de aceea trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos, este să ajungă omul să trăiască cu nădejdea aceasta că dincolo de viața pământească va trăi cu Dumnezeu în veșnicie. Ceea ce vrea diavolul, satana, dușmanul nostru și dușmanul lui Dumnezeu în primul rând, vrea ca dincolo de existența aceasta pământească, omul să treacă prin pasul morții, despărțit de Dumnezeu, el continuă să existe, dar existența lui va însemna chin și durere care nu se va mai încheia niciodată. Poate că e bine să facem următoarea precizare, pentru că suntem în punctul acesta.
faptul că Biblia niciodată nu vorbește despre moarte ca și anihilare, ci vorbește întotdeauna despre moarte având ideea despărțirii. Și întâlnim în Biblie oameni morți spiritual, întâlnim moartea fizică și întâlnim moartea veșnică. Și iată, dintr-un foc, să spunem așa, putem vorbi despre moarte pe cel puțin trei coordonate. Deci oamenii morți din punct de vedere spiritual înseamnă că sunt oameni care trăiesc în viața aceasta pământească, dar trăiesc despărțiți de Dumnezeu. Moartea fizică realizează acea despărțire între cel care sau cea care pleacă și cei care rămân. Se creează o despărțire din punct de vedere. Chiar și în ființa omului, pentru că omul fiind parte materială și parte nematerială, imaterială, se creează acea separare. Da, e o despărțire a sufletului și Duhului de ceea ce a fost luat din sărână, după cum spune Scriptura, care trebuie să se întoarcă în sărână. Deci se desparte, se descompune, am putea spune, existența omului, trup, suflet și Duh. Și atunci tărna se duce în sărână, de unde a fost luată, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, iar sufletul se duce în locul în care omul l-a pregătit pentru omul a pregătit un loc pentru sufletul lui prin viața pe care a trăit-o pe pământul acesta. Deci este și despărțirea aceasta care are loc la moartea fizică, după cum spuneam, și despărțirea între persoana care pleacă și cei care rămân. Este o despărțire. A treia dimensiune la care făceam referire este moartea veșnică, pe care dacă o privim prin ideea despărțirii, de fapt moartea este o despărțire, cum spuneam, înseamnă că omul va trăi veșnic separat, despărțit de Dumnezeu. Nu reușim să realizăm noi acum, de fapt, ca oameni, ce înseamnă în profunzime lucrul acesta. Pentru că dacă omul ar realiza și-ar trăi viața pe pământ diferit, mult mai mult căutându-L pe Dumnezeu, ca și dincolo de viața terestră să trăiască tot cu Dumnezeu. A fi despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna înseamnă un lucru care nu-l dorim nimănui. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeu al dragostei. Dumnezeu care dă soare și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu care ne dă sănătate, Dumnezeu care ne poartă de grijă. Dumnezeu care ne dă viață la fiecare dintre noi. Și oamenii își pun următoarea întrebare, să gândesc, cum poate un Dumnezeu al dragostei să trimiată oamenii în iad și iată într-o stare a despărțirii de Dumnezeu pentru eternitate. Deci nu pentru un an, nu pentru doi, nu să stai 25 de ani după gratis și apoi să fii eliberat, și sentință nu pe viață, sentință pe veșnicie. Și oamenii își pun întrebarea aceasta, cum poate Dumnezeu, uite, Dumnezeu care ne iubește, să facă lucrul ăsta? Da, vorbind despre cine este Dumnezeu, vorbind despre ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu, personal cred că înainte ca să putem spune că Dumnezeu e dragoste sau că Dumnezeu e drept, noi trebuie să avem în vedere că Dumnezeu este sfânt. Înainte de orice atribut al lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere sfințenia lui Dumnezeu. Când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu, vorbim despre faptul că în Dumnezeu nu este păcat și Dumnezeu nu tolerează păcatul. Omul fiind căzut în păcat, datorită propriei alegeri, prin Adam căzând toată omenirea, născându-se apoi în păcat, trebuie să subliniem faptul că momentul acela al separării de Dumnezeu pe veșnicie, cum era exprimarea, este un moment care va aduce în evidență dreptatea lui Dumnezeu. Dar între sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat acest timp în care să-și exercite și să oamenii să aibă parte de manifestarea dragostei lui Dumnezeu. În sensul în care orice om căzut în păcat
care a adus un afront Sfințeniei lui Dumnezeu, fiind vinovat înainte lui Dumnezeu, ca să nu aibă parte în ziua dreptății lui Dumnezeu de separare pe veșnicie de Dumnezeu, să aibă parte prin dragostea lui Dumnezeu de a-și reglementa lucrurile cu Dumnezeu. Prin ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut, prin moartea Lui, prin suferințele, moartea, jertfa Domnului Iisus Hristos, învierea Lui și apoi proslăvirea lui Domnului Iisus Hristos în cer. Profită de momentul acesta pentru că eu cred că întrebările acestea și chiar aspectele acestea sunt lucruri care frământă oarecum mintea oamenilor și sunt oameni care se gândesc în felul următor, că la final Dumnezeu îi va băga pe toți în rai. Un fel de universalism, cum e cunoscută învățătura în sensul tehnic al cuvântului. Că la final Dumnezeu, pentru că e un Dumnezeu bun al dragostei, nu îi va trimite pe oameni în iad. Deși poate că nici nu e cel mai corect mod de a spune că Dumnezeu îi trimite în iad. Că nu Dumnezeu îi trimite pe oameni în iad. Oamenii, prin faptul că îl resping pe Dumnezeu, este consecința a vieților sau a alegerilor pe care este le fac. Este o alegere personală, da. Este o alegere personală. Dumnezeu nu-i trimite pe oameni în iad, dar Dumnezeu nu își va călca sfințenia Lui datorită unor oameni care au avut șansa să intre sub puterea jertfei Domnului Iisus Hristos, care ne sfințește, care ne înnoiește. Nu va trece Dumnezeu peste rânduielile și legile pe care El le-a lăsat și drumul pe care El l-a trasat, numai ca să, în baza dragostei Lui, să ducă pe toți oamenii în fericire veșnică. Da, gândindu-ne că poate Dumnezeu face lucrul acesta, cum poate dragostea lui Dumnezeu să facă așa ceva, pentru unii reprezintă un semn mare de întrebare, dar în ultimă instanță, că vrem, că nu vrem, că suntem de acord, că nu suntem de acord, că acceptăm acum sau că nu acceptăm acum adevărul acesta, va veni vremea când, potrivit Sfintelor Scripturi, Dumnezeu va face și această lucrare. Suntem la finalul emisiunii și inițial mi-am propus să atingem mai multe aspecte, dar cuvântul lui Dumnezeu este bogat în conținutul lui și iată, cuvântul Scripturii este ca o fântână din care scoatem și nu se termină apa niciodată. Am scos așa, ca să spun, câteva găleți de apă în cadrul acestei emisiuni și cu ajutorul lui Dumnezeu vom scoate și în următoarele apă curată și apă care vine de la Dumnezeu pentru sufletele noastre. Aș vrea să îți mulțumesc pentru prezența la emisiune și să îți doresc să îți dea Dumnezeu multă putere. Mulțumesc. Ca să poți lămuri oamenii care sunt fără Hristos, că a fi fără Hristos este cea mai mare greșeală pe care un om o poate face și a-L avea pe Hristos, de fapt, înseamnă a avea totul, nu doar aici, ci a avea totul pentru veșnicie, pentru eternitate. Îndreptându-mă ca și ultim gând către cei care ne urmăresc în cadrul acestei misiuni, vreau să fim foarte conștienți de un mare adevăr, că omul care aici, în lumea aceasta, trăiește fără Hristos, fără Hristos va fi și dincolo de moarte. Dacă vrem să-L avem pe Dumnezeu după ce trecem pasul morții sau Iordanul morții, cum îl numește cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să îl primim pe Dumnezeu în inima noastră aici, câtă vreme suntem în viață. Să nu credem că după ce am plecat noi, alții vor putea să repare ceea ce noi n-am făcut în ce privește sufletul nostru și mântuirea noastră. Până la următoarea întâlnire de săptămâna viitoare, Radu Mariș vă dorește să trăiți și să trăim în lumina cuvântului.